Salutare, prieteni! E zi de marți, e zi de Thomas and Talk și azi discutăm despre un subiect, eu cred că destul de complicat pentru cineva, destul de interesant și relevant pentru afaceri, Facebook Pixel. Toți discută, cei care au interacțiune cu promovarea, Pixel trebuie, nu trebuie, și cu dânsul, când trebuie, dacă el trebuie. Vreau în câteva stories-uri în continuare să vă povestesc ce facem noi cu el și cum puteți voi să beneficiați de capacitățile lui. Deci Facebook Pixel este un cod care se instalează pe site și e mega important. Dacă nu aveți site, puteți închideți, ori dacă nu o să aveți site, puteți închideți acum storiesul ăsta, pentru că este relevant pentru cei care au site și vor să facă mai multe vânzări și să aibă mai multă eficiență. Deci acest cod se dă la programator și el instalează pe pagina site-ului vostru, landing page-ului, blogului, articolului vostru și el este un fel de ochi care vede pe cei care intră la voi spre site. Spre exemplu, nu contează, apropo, intră din Facebook, intră din Google, intră direct la voi pe site, dacă instalat Pixel-ul și voi sunteți logat ca vizitator la site-ului meu, sunteți logat în browserul vostru în Facebook sau e deschis Facebook-ul sau că sunt salvate datele, atunci Facebook Pixel vede ID-ul vostru și mi-l transmite mie. Eu nu știu că voi sunteți Colea, Mișa, Petre, Vasea, Galina sau Vasilisa, eu văd doar ID user și pot merge în remarketing sau face analitică. De menționat este că Facebook Pixel, dacă voi aveți trafic spre site, el poate să vă optimizeze publicitatea foarte, foarte tare. Dacă se întâmplă, spre exemplu, vreo 500 de conversii pe săptămână, el înțelege mult mai bine publicitatea, voi puteți folosi instrumentul Conversion, care face diferite combinații din publicitate mai interesante și mai relevante. Facebook Pixel ne permite să facem o analitică. Facebook are așa un criteriu ca Facebook Analytics și el ne dă tare multe detalii. Eu pot să intru la mine pe site și să scot toți cei care au început înregistrarea, dar nu finisat, o să văd ce fel de oameni sunt ăștia, să văd ce fel de demografic acțiune au ei comportamentale, să salvez audiența și să merg în remarketing. Remarketing fiind o publicitate concretă, a doua oară către aceeași audiență care a interacționat cu noi. Deci, dacă voi aveți un landing page, dacă voi aveți un site, dacă aveți un blog, dacă voi vreți mai multă eficiență în publicitatea voastră, must have să aveți Facebook Pixel, măcar codul de bază. Dacă aveți performanță în publicitate, trebuie să aveți și evenimentele Facebook Pixel, pagina de mulțumire, thank you page-ul, ca să excludeți din publicitate toți cei care deja au completat sau au cumpărat. Așa că Facebook Pixel trăiască, hrăniți-l cu date și eu îți vă dă analitică mult, mult, mult mai multă și puteți optimizați publicitatea voastră. Dacă a fost relevant și dacă e interesant așa format și așa subiecte, dați-mi un feedback, o zi frumoasă, pa-ca!